Medicul Ștefan Gațcan a câștigat alegerile de ieri pentru funcția de deputat în circumscripția Hâncești. Candidatul Partidului Socialiștilor a obținut aproximativ 40% din voturile alegătorilor prezenți la urne. În aceste condiții, fracțiunea PSRM din Parlament se întărește, Ștefan Gațcan fiind cel de-al 37-lea deputat din grupul socialiștilor. În circumscripția numărul 38 din raionul Hâncești, Ștefan Gațcan a obținut o victorie în fața celorlalți patru candidați care s-au înscris în cursa. Reprezentantul PSRM a obținut peste 38% din totalul celor 14.400 de alegători care au venit la urne. Gațcan este urmat de candidatul PAS Olestea Stamate și concurentul democraților Ion Mereuță. Pe locurile 4 și 5 s-au clasat candidatul independent Grigore Cobzac și fostul primar al capitalei Dorin Chirtoacă, concurentul care a obținut cele mai puține voturi. Potrivit unui comunicat al PSRM, Ștefan Gațcan a organizat o campanie electorală pozitivă bazată pe calitățile sale profesionale și pe soluțiile pe care le are pentru problemele din Hâncești. Candidatul socialiștilor a câștigat în pofida multor campanii de denigrare la adresa sa, a atacurilor la persoană și a falsurilor promovate de oponenții săi pe final de campanie electorală. Votul dat pentru candidatul PSRM într-o zonă unde tradițional se vota cu partidele de dreapta demonstrează susținerea cetățenilor față de actuala guvernare, se arată în comunicatul socialiștilor. Colegii săi de fracțiune au anunțat deja că experiența și profesionalismul medicului Ștefan Gațcan vor fi foarte utile în activitatea Parlamentului, în mod special în această perioadă de pandemie mondială de coronavirus. Scrutinul în circumscripția Hâncești a fost organizat după ce anul trecut Alexandru Botnar a renunțat la funcția de deputat în favoarea celei de primar.